Dedemanu și-a deschis magazin nou în prelungirea Ghencea, în spatele stadionului Steaua. Dar te așteaptă mai degrabă cu mașina, că dacă vei pe jos, trotuarele, iată-s, înzăpezite sau înglodate și inundate. Acuși o să vă arăt. Oare nu puteau să depoziteze zăpada aceea undeva alături, nu pe trotuar? Pentru mașini au curățit drumul. Și de noi parcă au avut grijă, da? Atât de bine au construit trotuarul ăsta, încât aici e inundat. E băltoacă. Și pe carosabil tot e inundat. Nu știu cum au proiectat, că au făcut, iată, grătarul de scurgere a apei. L-au făcut prea sus. Deci ar trebui să revină cei care au lucrat la asfaltarea drumului. Și oamenii ăia că o iau pe alături, pentru că e inundat trotuarul. Nu e foarte inundat, dar e neplăcut să riști, să-ți uzi încălțările.